Cu numărul 3, Dănuț Bilea, zis Șoimu, 1985, Timișoara, fundaș, a mai trecut pe la UTA Arad, Râmnicu Vâlcea, Pitești, Ineu și CZ Câmpina. Cu numărul 5, Adrian Poparadu, 1987, anul nașterii, Timișoara, mijlocaș, a îmbrăcat doar tricoul alb-violet. Cu numărul 6, Raul Kraus, născut în 1995 la Băiuț, mijlocaș, a mai trecut pe la Dinamo 2, Baia Mare, Olimpia Satu Mare. Cu numărul 7, Dejan Sorescu, 1997, anul nașterii, Timișoara, mijlocaș, ACS Poli Timișoara și Giarmata sunt alte două formații pe la care el a activat. Cu numărul 9, Olivier Lusamba, 1993, născut la Metz, atacant. Din acest sezon îmbracă tricoul alb-violet. A mai trecut pe la Nancy 2, Zamora, Buluj, Ochlăvân, Eintracht Altas, Epital și Olimpia Satu Mare. Decarul echipei, cu numărul 10, unii dintre așa spuși bătrâni ai echipei, Răzvan Ghinescu, 1993, an de fabricație, sunt Nicolae Mare. Numărul 11, Marco Ciuricici, 1996, născut la Timișoara, fundaș. A mai trecut în trecut pe la Moldova 9, LPS Banatu și CFR Timișoara. Cu numărul 13, Carol Taub, 1993, născut în Timișoara, fundaș, a mai trecut pe la o singură echipă, Auto Timișoara, în rest doar tricoul alb-violet. Cu numărul 14, capitanul echipei, Ioan Mera, 1987, născut la Reghin, fundaș, unul dintre cei mai experimentați jucători ai echipei noastre. A trecut pe la Poli, Rapid, Fece, Taraz, Urziceni, Buzău, Reșița, Buftea, Năvodari, Alania, Vladivascaz. Cu numărul 15, Cristian Scutaru, născut la Reșița, întors în tricoul alb-violet, acolo unde sperăm să-l aplaudăm la fiecare meci pentru rezultatele obținute. Cu numărul 16, născut în Arad în 1993, Florin Lazia, mijlocaș care a mai trecut pe la Rapid, Gloria Arad, UTA Sebiș și Lugoș. Cu numărul 17, Cornel Predescu, născut în București în 1987, mijlocașul echipei noastre a mai trecut pe la Otopeni, Dinamo, Astra, Gloria, Pandurii, Aris Limassol, Clinceni. Ionuț Plămadă, născut în anul Revoluției 1989 la Rădăuți, atacant, a mai disputat jocuri pentru Bucovina, Rădăuți, Cetate Suceava, Rapid CFR Suceava, Botoșani, Farul și Sepsi Sfântul Gheorghe. Cu numărul 19, Ionuț Coadă, în 1987 s-a născut la Severin, a mai jucat la CSS Severin și la UTA 2. Cu numărul 20, o nouă apariție în tricoul alb-violet din acest retur, născut la Tecuci în 1995, pe postul de mijlocaș. Vasile Nicolae, zis Ciubuc, a mai evoluat la Voluntari, Târlugeni și Afumați. Cu numărul 22, Radu Motreanu, născut în Timișoara în 1998, unul dintre fundașii de bază de până acum ai Politehnicii Timișoara. Cu numărul 24, Alin Ignea, născut în 1989, la Timișoara, mijlocaș, a mai participat în alte competiții pentru Auto Sebiș, ACS, UTA, Pandurii, Botoșani, Slatina și Baia Mare. Baia Mare. Da, eu e Timonul. Da, e fața mea.
cu numărul 25, cel de-al doilea moment important în cariera lui. Născut în anul 2003, provenit de la Centrul de Copii și Juniori, Alexandru Gașpar, alintat Gașpi, mijlocaș. Cu numărul 27, Marvin Șib, ajuns și el în această iarnă în alb-violet, născut la Elvangen, mijlocaș, a mai jucat la Universitatea Cluj și ASEA Târgu Mureș. Și ultimul, dar nu cel din urmă, component al echipei, tot de la Centrul de Copii și Juniori, Radu Denis, născut în 2003 de asemenea, sub coordonarea profesorului Prodana Iulian. Doamnelor și domnilor, Politehnica Timișoara 2018. Vot Denis de la Centrul de Copii și Juniori. Ultimul component al lotului echipei întâi a Politehnicii Timișoara. Vă dorim mult succes, suntem aproape de voi întotdeauna. Hai Politehnica! Politehnica!